Salut și bine v-am găsit pe acest canal. Eu sunt Adi, iar astăzi voi prezenta o mâncare japoneză cu iz franțuzesc. Azi avem lângă noi un Nissan Qashqai din 2011, cu motor de Renault. Să vedem la ce e bună mașina asta și dacă merită să o cumpărați. Să trecem la treabă! Să începem cu aspectele pozitive ale acestei mașini. Ulterior voi trece la părerile mele despre acest Nissan, mașină pe care am condus-o de câteva ori și pot spune că am câteva experiențe cu ea. Întâi hai să pornim cu designul acesteia, un design pe care Nissan pot spune că l-a îmbunătățit radical comparativ cu modelul precedent. Faceliftul venind cu farurile astea mult mai frumoase, mult mai frumoase după cum puteți vedea și aici, având faza scurtă pe Xenon și designul acestora fiind puțin mai agresive din punctul meu de vedere. În partea de jos proiectoarele și bara care în totalitate arată mult mai bine comparativ cu modelul precedent. De asemenea, capota este foarte frumoasă având și aceste nervuri pe mijloc care o fac mult mai impunătoare și arată și foarte bine. Pe mașină avem aceste jante pe 17 inci, destul de frumoase. Din punctul meu de vedere, mașina este un Nissan Qashqai P+2, având numele venind de la numărul de scaune pe care acesta l-are, fiind o mașină cu 7 locuri, cele două fiind în portbagaj, care pot fi ridicate și folosite. Poate fi folosite ca și auto utilitar, dar și ca mașină de familie, foarte spațioasă. Un foarte mare avantaj al acestui SUV crossover, spuneți-i cum vreți, este garda la sol. Garda la sol care, din punctul meu de vedere, e un pic mai mare decât a BMW-ului meu, care dă posibilitatea abordării unor terenuri accidentate, adică chiar poate fi considerat un off-road. Modelul de față, având motorul de 1.5 DCI, nu are sistemul de 4x4, are doar tracțiune față, dar mă gândesc că unul cu 4x4 chiar s-ar descurca și pe un teren mai puțin bun. Hai să continuăm cu designul din partea asta a mașinii. Hai să luăm o parte din videoclip, să o axăm doar pe partea asta. Nu știu, ăsta e cadrul din care mașina mi se pare că arată cel mai bine. Modul în care geamul ăsta e amplasat, designul, cum se leagă cu partea asta, cu geamurile din față, cu portiera, cu bandourile astea negre, care merg în partea de jos și pe aici. Mi se pare că fac partea asta a mașinii superbă. De asemenea și fața este un punct foarte al acestei mașini. Dar nici spatele nu dezamăgește. Având designul lunetei în așa fel încât par aici că ar fi doi colți, din punctul meu de vedere arată super bine, comparând-o cu modelul precedent, cu non-faceliftul. Mașina e dotată cu clic de remorcare și un alt plus al acesteia fiind senzorul de parcare de pe spate, care chiar ajută. Pentru dimensiunea pe care această mașină o are, senzorii ăștia sunt un masev. Pentru calitățile pe care această mașină le are și bătându-se cu numeroase nume din industria auto, pot spune că Nissan Qashqai poate să iasă învingătoare din foarte multe puncte de vedere. Prețul ar fi unul dintre cele mai importante aspecte, având un preț destul de accesibil pentru dotările pe care această mașină le are. În al doilea rând fiind fiabilitatea acesteia. Aceasta este dotată cu un motor de 1.5 DCI de pe Renault, motor care a fost pus și pe Duster, Renault Megane și alte modele. Motor foarte fiabil, mașina de față are undeva la 200 și ceva de mii de kilometri, nu mănâncă gram de ulei între schimburi, consum foarte mic și ca și bani investiți în aceasta, consumabile, schimburile de ulei și cam atât. La nivel tehnic nu s-a schimbat absolut nimic la această mașină. Hai să trecem la interior, să vă prezint un pic și dotările pe care mașina le are la nivel de confort, apoi o să facem și un test drive. Hai să trecem un pic și la partea de interior a mașinii. Primul lucru pe care îl observăm este ușa. O ușă simplă, nu foarte multe detalii, nu foarte multe dotări. Și când ne-am urcat, ce ne sare în ochi? Volanul. Dar nu orice volan.
un volar foarte similar cu cel de Nissan 350Z. Volan frumușel, cu comenzi. De asemenea, ceasurile pe care această mașină le are, destul de moderne, aș putea spune. Nu sunt nici foarte îmbătrânite, nici foarte, foarte noi, dar arată bine. Gurile de aerisire de Logan. Aici ar fi trebuit să vină sistemul radio al mașinii, dar a fost înlocuit de această navigație aftermarket pe care am montat-o pe mașină. Navigație care a venit cu tot cu gurile de aerisire, care erau exact la fel cu cele originale. Mai jos avem sistemul de climă pe două zone. Cutia manuală în 6 trepte. 6+1. Frâna de mână, butonul de pe care se încuie și se descuie ușile. Și cam asta e tot. O mașină foarte simplă, dar cu foarte, foarte multe plusuri din punct de vedere al fiabilității. Ce am uitat să vă arăt este un alt punct foarte al mașinii, adică panorama. Haideți să pun și contactul. Această panoramă, având doar posibilitatea de a se, de a se descoperi, neputând să ridicăm geamul, nu este rabatabilă, dă impresia de spațiu mașină în momentul în care ai lumină din partea de sus. O altă dotare a mașinii este această oglindă pe care la fel am montat-o cu cameră de marșalier. O oglindă care își face treaba, e utilă având și cameră și în față și în spate. Navigația, ce pot să mă spun despre ea, decât că suportă și CarPlay. A fost o navigație destul de ieftină, nu știu cât, a fost undeva la 700 de lei. Și are și CarPlay și Android Auto care se conectează prin USB. Hai să trecem și la locurile din spate, să vedem cum stă cu spațiul. Această mașină, nefiind o echipare de top, cum ar fi Tecna din ce am citit, nu este echipată din punct de vedere al banchetelor, al scaunelor din spate, cu ceva materiale premium. Este pânză, dar nu sunt foarte inconfortabile scaunele. Spațiul e ok, adică na, am ceva spațiu la genunchi. La cap, după cum puteți vedea, de asemenea, spațiul destul de ok. Un lucru mișto al panoramei este dimensiunea acesteia. Ținând de în față până aici, adică eu ca pasager pot vedea partea de sus prin geamul de sus al mașinii destul de bine. Adică nu e o panoramă de aceea care să fie doar pentru la nivelul scaunelor din față, care este un plus destul de mare și o chestie mișto. Adică cine nu și-ar dori o panoramă de asta? Motorul se prezintă foarte bine din punctul meu de vedere. Bine, praful și astea acumulate din cauza lipsei capacului, dar ca și scurgeri, ca și așa, stă foarte, foarte bine. De asemenea, după cum am spus, nivelul de ulei e exact același între schimburi. Motor care a fost condus cu prudență maximă, pentru că cunosc și proprietarul. Și chiar o mașină foarte, foarte întreținută din punctul ăsta de vedere. Motorul ăsta, 1.50 EU, l-am mai experimentat, l-am mai condus pe un Renault Grand Scenic, tot 1.50 EU. Dar din ce țin eu minte, posibil să mă înșel, puteți să mă corectați dacă greșesc, puterea pe care o avea Renault-ul s-ar putea să fi fost un pic mai mică sau tot de 100. Motorul ăsta de pe Nissan dezvoltă 110 cai. Nu știu dacă softurile sunt la fel, deși tință cred că nu. Fiind o cutie manuală, calculatorul de bord îmi indică momentul în care eu ar trebui să schimb practic vitezele. Am acel indicator care, stați așa, ar trebui să, uitați cum a apărut acum. Și eu ar trebui să schimb acum într a 5-a. Ideea e că modul în care îmi indică mașina să schimb vitezele este un pic ciudat. Adică eu ar trebui să stau mereu sub turat, sub 2000 de ture, dacă m-aș lua fix după ce mi indică în bord. E strict alegerea fiecăruia cum își conduce mașina, dar modul de condus al proprietarului mașinii, fiind unul foarte preventiv, foarte, foarte precaut. Și uite, după cred că 2-3 ani de când are mașina asta, încă trage mințile ei, după cum am spus, fără scurgeri de ulei, nu ai ce să-i reproșezi.
fiind și un crossover, câmpul de exploatare pe care îl ai cu mașina asta se mărește foarte mult. Fiind capabil să facă mult mai multe lucruri, poți să înghesuiești o grămadă de chestii, poți să o transformi într-o mașină auto-utilitară. Din ce am observat, în partea asta din spate nu sunt cele două găuri în care se poate pune plasa din spate. Eu pe BMW o am. Și din ce am văzut, BMW-ul meu se poate transforma în mașină auto-utilitară. O secundă. BMW-ul se poate transforma în mașină auto-utilitară. Dacă îi scot bancheta din spate și mut plasa în cele două găuri prevăzute din fabrică, poți să o transform ușor în auto-utilitar. Asta nu pare să aibă acele găuri, dar poate fi folosită la transportat lucruri grele și așa. Ca și consum, după cum puteți vedea, mașina în momentul de față are un consum de 5-6. Consum care s-a făcut atât în condusă urban, cât și extraurban. Dar după mine mașina asta n-ar trebui să sară de 7 alergată ca lumea. Adică la un mers normal și așa chiar ține cu buzunarul. Din ce am mai citit, Nissan, având un background atât de mare, atât de voluminos din punct de vedere al ingineriei mașinilor, având scoțând în trecut atât de multe mașini de succes, asta a pus un pic din fiecare și în acest Qashqai. Fiind o combinație, adică după cum am spus, volanul este un volan care seamănă foarte mult cu volanul de 350Z. Mașina, din ce o simt, din ce se simte și la mers pe stradă, dar și la mers accidentat, suspensia și punții lucrează foarte, foarte bine. Ceea ce cred că inginerii care au lucrat la Patrol au pus și un sâmbure de cunoștințe în dezvoltarea acestei mașini, în dezvoltarea Qashqai-ului. Era o mașină în trecut, Qashqai-ul, care nu prea o vedeai pe stradă, adică vedeai alte crossover-e când era atunci la început, dar încă nu își pusese în valoare, încă lumea nu aflase cu adevărat deci ce poate un Qashqai. Acum nu pot spune că e o mașină rară pe stradă, adică la orice colț de stradă cred că poți să vezi un Qashqai, ceea ce denotă succesul și mulțumirea oamenilor. Adică mașina asta chiar a întrunit așteptările multor persoane și drept dovadă prezența lui pe stradă, un număr foarte, foarte mare. Un alt aspect plăcut al designului acestui model sunt nervurile de care am vorbit la început pe mijlocul capotei, care din interior se văd foarte șmecher, adică din punctul meu de vedere. Puteți vedea și voi cum nu numai din exterior pare impunătoare, cât și din interior. Și chiar spune un zâmbet pe față mașina asta când o conduci. Chiar dacă ești pasionat, nu ești pasionat, ai fiabilitate? Da. Ai confort cât de cât? Da. Ai și un pic de tehnologie pe ea? Da. Cred că asta e rețeta succesului din punct de vedere a unui dezvoltator de mașini. Și preț bun. Cam asta a fost Nissanul. Sper că v-ați făcut o idee în ceea ce privește un Nissan Qashqai. Dacă am greșit, puteți să-mi spuneți unde am greșit și să mă corectați. Aștept un comentariu, un like, un subscribe și ne vedem la următorul. Salut!